facem alți bani. Îți dau eu banii pe tine, să faci. E păcat. Tu ai realizat câți bani ai băgat în femeia asta? Eu am crezut că dacă ai bani, viața e mai ușoară și oamenii nu sunt supărați. Ia ta și dă-mi gură, mă, că n-am ce vorbi cu tine. Să știi că asta nu e tot ce pot ofi. Bă, tu ești sănătoasă la cap? Sunt iubită tău, cum poți să-mi spui așa ceva că te muți cu altul? Fac orice ca să te fac pe tine fericit. Taci și bucură de tot ce primești. Sunt fratele tău și n-am unde să stau și vin la voi o perioadă. Și vreau să facem nunta cât mai repede. Alina! Lasă-mă! Deschide, Alina! Ești însărcinată sau nu? Te rog, ascultă-mă, sarcina asta trebuie oprită. Cum adică? Ai profitat de ea? Te rog eu să nu afle nimeni despre chestia asta. O să o rezolvăm împreună, da? Ce interes ai avut să fii cu ea? Omul are mulți bani. Ai tu atâta încredere în ea? O aduci în casă? Uite, mâine vreau să mergem la hotel. Un bărbat divorțat, între două vârste și tată pe deasupra, are tot dreptul să își refacă viața dacă așa consideră. Mai ales că regula nescrisă a vieții este aceea de a trăi în doi. Doar că acel bărbat, prin maturitatea și înțelepciunea vârstei, ar trebui să fie chibzuit în alegerea partenerei, pentru a o cunoaște foarte bine. Altfel, dacă se lasă orbit de sentimente fără a-i cerceta respectivei și caracterul, riscă să afle că frumusețea poate ascunde multe tenebre, care să-i aducă nefericire atât lui, cât mai ales copilului său. Fapt nepermis pentru un părinte responsabil. Are 25 de ani și este masioză de meserie și încă una pricepută. Originară din Rusia, ea a venit în România cu un an în urmă cu gândul să își construiască aici un viitor mai bun. Deși frumusețea ei nu poate trece neobservată și mulți bărbați și-ar fi dorit să o cucerească, ea s-a îndrăgostit de Adrian din prima clipă și în prezent îl iubește cu adevărat. Dacă pe plan sentimental pare să-i meargă bine Lilianei, pe plan financiar, ea este departe de a avea ce și-ar fi dorit. Lili, ce mâini de aur ai. Mulțumesc. Oh, ce bine faci, știi că eu am probleme cu coloana și chiar mă ajută ceea ce faci. Să vede, să-mi zici dacă presiunea e normal pentru tine. Nu, totul este în regulă. Super. Dar știi că ai prea multe de tensiune. Pe mușchi, pe tot. Da, Lili, știi și tu. Viața, stresul, grijile se adună. Știi cum e. Știu și eu cum e. Viața e foarte grea cu totul. Știi, am avut mulți clienți, dar acum majoritatea merge la pilates, la yoga și eu nu știu ce să fac, dacă sincer. Păi, de ce nu te-ai gândit și tu un curs de kineto? Te-ar ajuta foarte mult, să știi. Dacă sincer m-am gândit, dar știi că e vorba despre mulți bani și nu prea am să plătesc. Numele meu este Lili, am 25 de ani, sunt măseuză de meserie. Mă numesc George, am 45 de ani și sunt văduv de 3 ani. Am venit la România din Rusia pentru viața mai bună. Sper că o să fie mai bine aici. De când a murit soția mea, n-am avut nicio relație. M-am concentrat pe afaceri și pe fiica mea, care a suferit foarte mult. Eu am crezut că dacă ai bani, viața e mai ușoară și oamenii nu sunt supărați. Acum eu te înțeleg pe tine că treci printr-o problemă financiară, dar să știi că sunt alte lucruri care contează în viață și poți să, nu știu, să nu mai fii așa tensionat ca mine, cum spui că sunt acum. Și uite, și tu la fel, te simt așa, nu știu, crezi că aș putea să te ajut cu ceva? Singurul lucru că poți mă ajuta, să mă ajuți să am mai mulți clienți. Da, nu ar fi...
N-ar fi asta o problemă, aș putea să te ajut, dar... aș putea să te ajut și mai mult, Iulie. Adică... Știi ce mă gândeam? La ce te-ai gândeai? Să-ți plătesc eu cursurile. Nu trebuie să sar din prima, dar nu. Îți dau eu banii de kineto să faci. E păcat. E păcat o fată ca tine să nu profite de chestia asta, de șansa asta. Ce zici? Cum ți se pare ideea? Eu mă gândesc că asta e vorba despre multe de bani și nici pot să zic da sau... Lili, nu-ți fă probleme, așa. Te rog, nu-ți fă probleme, că te ajut, îmi face plăcere și în același timp gândește-te și pentru tine, te va ajuta și pe tine foarte mult. George este clientul meu cel mai fidel și cel mai generos. Încerc să intru în grațiile ei și faptul că o ajut cu niște bani nu e un capăt de țară. Nu pot accepta așa ceva, că tu știi, nici pot să mă gândesc că pot să-ți dau înapoi. Lili, nu... Uite, facem altfel. Îți dau banii de curs de kineto și o să vii la mine de două ori pe săptămână să faci masaj. Ok? Și ne calculăm așa. Wow! Ce zici? Chiar... Și nu mai trebuie să dai nimic înapoi. Doar de două ori pe săptămână vii la mine să faci masaj. Eu gândesc, chiar ai vrea să faci așa ceva pentru mine? Bineînțeles. Vreau să te ajut. Vreau să-ți aduc zâmbetul pe buze, să nu te mai văd așa. Vreau să te văd din nou plină de optimism cum erai. Ca să scot niște bani de la George, trebuie să mă văd puțin. De ceva vreme am început să mă simt foarte singur și simt nevoia să am un suflet lângă mine. Știu că George mă place foarte mult și, evident, profit din faptul asta. Sunt conștient de diferența de vârstă dintre noi, dar mi se pare că și ea e atrasă de mine. Te rog, te rog. Ok? Hai. Dar eu cred că aici e mai mult. Lili, lasă așa. Sigur va costa cursul, nu va fi foarte ieftin. Hai, e bine așa, ok? Îți mulțumesc, George. George a găsit varianta elegantă de a o ajuta pe Lili în așa fel încât tânăra să nu se simtă datoare față de el. Dar bunăvoința lui ascunde mai mult decât o simpatie față de frumoasa rusoaică, pe care el simte nevoia să și-o apropie prin ajutorul pe care îl oferă. Dar Lili știm că are un iubit care ar putea să o ajute financiar. Nu așa ar fi normal? Și mai e ceva programat pentru săptămâna asta? E mai făcut de ceva? Păi ți-am zis, e doar George. De două ori săptămână. Atât? Doar el de două ori? Păi da, ce să fac? Adrian îmi face contabilitatea, dar nu face nimic acasă. Eu n-am avut niciodată un serviciu stabil. Mai făceam combinații cu băieții și mai ieșeau un ban. Dar de la o vreme nu se mai leagă nimic. Păi și George ăsta, cum te plătește? Adică doar, dacă e doar el? Păi nu ți-am zis că mi-a dat bani cât de 10 ședințe la masaj. Când? Astăzi? Când ai fost? Azi. Păi nu mi-ai zis, dar e foarte bine, iubito, dacă l-ai îmbrobodit și l-ai făcut să-ți dea. Te-ai plâns că nu ai, că n-ai la vrăgeala. E bune. Dar ești inteligent, îmi place. Cine să fie la ora asta? Eu chiar mă bazez pe Lili că aduce bani în casă. Dar de la o vreme nu știu ce se întâmplă, că am început să meargă destul de prost și la ea. Bună seara! Ah, ce bine că vă găsesc acasă! Unde e Adrian? Domnul salut. Adrian, vă salut! Banii că nu mai ține. Exact de asta aveam nevoie pe cap. De data asta e groasă, nu știu cum o scol la capăt. De un an de zile de când stau ăștia doi la mine, m-au nebunit. Niciodată nu plătesc chiria la timp, nu mai pot cu ei. Hai de capul meu, dacă ne dea afară, unde să ne ducem? Trei luni neplătite, vreau banii. Mai aștept? Vreau banii, mă dau afară. Faceți bagajul, hai. Unde să ne facem bagajul acum? Mai dă-ne răgaz puțin, te rog eu, câteva zile. Înțeleg, sunt tineri, n-au bani, au nevoi, dar nici eu nu sunt adăpost de stat. Dacă vor să stea, să plătească, dacă nu, afară. Hai că am înțeles, că n-aveți, că ia... În fine.
că tu n-ai lucrat. Suntem și noi tineri, știți cum suntem la început de drum acum, e, păi da, mă, e greu, dar o să vă dăm bani, nu e problemă. De ce țin apartamentul ăsta? Să vă țin pe voi? Eu vă cred, ce vă înțeleg. Eu vă înțeleg, băiatule, înțeleg. Banii, dacă nu, un șel, tâlpășiți. Dar, domnul Popescu, poate că ne înțelegem și putem să plătim mai puțin târziu, că așa știți că... Ia ta și dăm gură, mă, că n-am ce vorbi cu tine. Eu cu el am semnat contract. Banii. O să, vă, o să vă dau banii, chiar o să vă dau banii, nu... 3 luni de zile, chiria neplătită. M-a sunat administratorul că de 5 luni de zile n-ați plătit întreținerea. Că ce se întâmplă? Că ei au nevoie de bani. Da? Au început să pună penalități. Păi voi și eu... ce faceți mâine, poi mâine plecați de aici, eu nu mai dau de voi, asta e după în Rusia, de la mama, de unde e ea, tu fugi, n-ai loc de muncă, n-ai nimic, eu nu mai fac rost de bani. Deci nu mai o să vă las aici. Uitați cum, uitați cum facem, o să vă dăm banii. Când, mă? Pe o lună, acum. Lili, du-te, adu-i la... Ce bani, mă? Adu banii ea. Hai, du-te mai repede, adu banii ea. Să dau. Simt că Adrian profită de mine și mă exploatează. Ce ceva ce 10 milioane. Da, sunt banii pe lună, cum v-am spus, și într-o săptămână o să aveți și restul. Facem în felul următor. Să zicem că sunt eu băiat rău și că nu vă mai las. Dar e pentru ultima oară. O săptămână aveți la dispoziție. Vă garantez. Dar în săptămâna asta nu că-mi dați doar banii pentru chirie. Vreau să fiți cu întreținerea la zi. Pentru că administratorul sigur, mie îmi cere banii, nu vouă, da? Ne-am înțeles? Cu siguranță, da, vă mulțumesc mult de tot. O săptămână. Bine că am luat banii ăștia de la ei. Măcar ăștia să acopăr întreținerea. Că sunt sigur că nu vor face rost de bani. Așa că n-am decât să încep să-mi caut alt chiriaș. Unii serioși. Adrian, de ce ai dat banii mei? Păi și ce voi să facem? Ce voi să fac? Să ne scoată în drum la miezul nopții? Păi eu ți-am zis că asta a fost banii mei și tu ai folosit din asta. Nu mai suport situația asta. Trebuie neapărat să găsesc o soluție. Și știu că pe Adrian nu pot să bazez, că pe el nu place muncă. Nu-mi place că Lilia a început să pună problema așa. Cum adică banii ei? Sunt banii noștri. Cum facem alți bani? Uite, mi-ai povestit de George ăla. Te duci vineri din nou la el, când ai programare, și îl mai storci, îl mai îmbrobodești puțin și facem rost de bani. Deci tu pe asta ai bazat, că ai zis pe proprietarul că o să plătim și altă parte a chiriei. Nu doar pe asta, mă bazam că ai și alți clienți, că faci mai mulți bani. Și o să încerc și eu să produc ceva, îți dai seama, ai văzut că mă chinui și eu, mai învârt în alta, dar e o perioadă grea, e aiurea. Adică mă minți? În fiecare zi eu ascult aceleași poveste, că tu trebuie să faci, trebuie să faci asta, asta și nimic, nimic. Doar stai pe canapeaua și nu faci nimic, te leu. Înțeleg unde bate Lili, dar eu serviciu nu-mi iau. Nu sunt făcut să fiu sclav. Hai, mă, iubito, că o să fie bine. O să trecem noi și peste asta, da? Hai, că am trecut peste toate. Se vede treaba că Adrian este o căpușă care prin muncă înțelege sclavie. Ce mai caracter, vai și amar. Iar Lili preferă să mintă și să profite de pe urma clienților ei doar ca să-l întrețină pe Adrian, halal cuplu. Poate că a sosit timpul ca frumoasa rusoaică să-și reevalueze opțiunile și felul de a trăi. În acest sens, un sfat prietenesc și obiectiv i-ar putea fi de mare folos. Of, sunt supărată, fată. De ce ai pățit? Iar ai pierdut vreun client? Nu. Uite ce s-a întâmplat. A venit proprietarul și a zis că dacă nu plătiți chirie și întreținere și tot ce trebuie să plătim, ne dea pe afară. Păi și cum ați rezolvat? Uite, am avut niște bani de la clientul meu, alea generos. Sunt disperată. Nu știu cum să ies din situația asta și cum să fac rămâde de bani. Lili e o tipă mișto, doar că își pierde vremea cu un sărântoc. Păi și Adrian ce vă așteaptă? Ce face? Păi tu nu știi, Adrian e Adrian. Nu trebuie să faci ceva. El așteaptă mereu. Eu nu știu de ce mai stai agățată de el. De ce nu te combini tu cu George ăsta? Te place, are bani, ce mai aștepți? Chiar ai dreptate, dar ce să zic? Adică eu nu pot să părăsesc pe Adrian. Ei, nu, de ce? Vrei să te chinui așa toată viața? Cum să ai șansa să pui mâna pe un bărbat cu bani care îți oferă totul? Și tu să stai lângă un fraier care nu-ți oferă nimic.
Ana are dreptate. Trebuie să mă gândesc și la viitorul meu. Adin nu o să poate mă întreține cu bani. Trebuie să pun mâna pe George. Degeaba îl iubești tu pe Adrian. Dacă nu ți oferă nimic, tu nu ai stabilitate, tu nu vezi că te chinui să plătești chiria, întreținerea. Chiar ai dreptate. Pot să mă profit. Știi că ce s-a întâmplat? Mi-a zis că poate să plătește pentru mine niște cursuri. Uh-huh. Pot să profitez și plătesc chirie. Păi nu mai aștepta. Pune mâna pe el, că dacă nu, pune mâna alta. Hai să-l sun acum. Păi sună-l, hai, joacă puțin teatru, vezi și tu ce rezolvi. Adi mă ține pe loc, dar nu pot să renunț pe el, pentru că îl iubesc. Auzi la ea, iubire. Iubirea nu mai înseamnă nimic astăzi. Totul se rezumă la bani. Alo, George, este Lily. Bună! Bună. Vreau să zic că dacă este posibil să mutăm întâlnirea noastră și punem azi, că nu pot să vin la vineri. Da, cu siguranță, cum să nu? Mă bucur să te aud. Dacă reușesc să pun mână pe George, scap de toate grijile. Mă bucur că ne vedem mai repede, să știi. Ok, ne vedem, pa. Atunci te aștept, pa. Pa, pa. Uite. Gata? Da, gata. De seară rezolv totul? De seară rezolv totul. Și... să mă ții la curent. O să te sun. Da, să mă ții la curent. Da. Sper să-ți iasă. Și eu sper așa. Planul Oanei și al frumoasei Lily vizează doar interesul financiar, iar George devine cea mai profitabilă alegere pentru o tânără aspirantă a unei vieți fără lipsuri, astfel că nu mai rămâne decât să se treacă la acțiune. Mă bucur mult, Lily, că ai venit în seara asta. Chiar aveam nevoie de un masaj. Nu știu cum să spun. Te înțeleg. Mulțumesc mult că ai venit și... Hai să începem. Gata? Gata. Hai. N-am timp de romantism. Asta e calea sigură să mă ating scopul. Am emoții. Este prima dată când Lily vine la mine acasă. Știi că n-am masă de masaj cum e obișnuit. Cred că e ok și aici cu patul, nu? Nu e niciun problem, e stai liniștit. Sigur? Sigur. Ok. Oh. Oh. Vreau o relație cu George și să mă mut cât mai răbit cu el. Încep să te relaxezi. Îmi place. Știi doar că ai degete magice. Știu, dar hai să schimbăm puțin rutina. Hai să te întorci. Poftim? Să te întorci, zic. Ok. E bine așa? E foarte bine. N-am timp de pierdut. Trebuie să iau atitudine rapid. La vârsta mea nu prea mă mai surprinde nimic. Dar recunosc, Lily m-a surprins. Chiar trebuie să tratezi și aici. Asta nu e rutina obișnuită de masaj. E ceva... îmi place. Nu zic că nu-mi place, dar e ceva diferit. Să știi că asta nu e tot ce pot oferi. Serios? Ce ai putea să-mi oferi mai mult? Taci și bucură de tot ce primești. Deși surprins, George s-a lăsat cuprins rapid de mrejele frumoasei Lily și cu siguranță s-a bucurat de tot ce a primit. Deci primul pas a fost făcut și în ritmul acesta rusoaica noastră are toate șansele să își atingă scopul final. Dar cum rămâne cu Adrian? Oare s-a hotărât Lily să renunțe la el? Băi, iubire, mi-e o foame de mor. Nu știu, mi-e foame de nu mai pot. Leșin. Dar ce faci? Ce zâmbești așa? Cu cine vorbești? Păi vorbesc cu Ana. Păi bun, am înțeles că vorbești cu Ana, dar cât să și vorbești cu Ana și ești toată... Văd că te-ai schimbat, de asta zic, ești altfel. Hai, lasă-mă! Ce, te-a apucat gelozia acum? Ia de să văd cu cine vorbești. Trebuie să fac planul ăsta să funcționeze cu tot cu Adi. Ce asta, Lily? Tu te-ai combinat cu George ăsta? Nu pot să cred că faci așa ceva. Iubi, tu n-ai înțeles. Niciun iubi, ce iubi? Pe uite-te aici, mesaje, uite. Când am venit acasă și am plătit chirie și tot întreținere, atunci ai fost fericit, nu?
De unde credeai că am bani? Păi credeam că l-ai fraierit pe ăsta cumva, nu că te combini cu el. L-am fraierit, așa e. Dar și vreau să mai fraieresc. Adică cum? Vreau să mă mut cu el. Lili mă crede prost. Ea are impresia că se poate duce să trăiască liniștită și fericită cu altul și pe mine să mă lasă de fraier. Nu pot să cred că Adi îmi pune piedici. Mă așteptam că mă înțeleagă. Bă, tu ești sănătoasă la cap? Sunt iubită tău, cum poți să-mi spui așa ceva că te muți cu altul? Omul are mulți bani, bijuterii, care i-a rămas de la soția sa că a murit. Nici nu știe că te are. Mă mut la el și încep să fur. Dacă tot e să accept că o să fiu înșelat, măcar să profit și eu la maxim de situația asta. Tu rămâi aici. Îți dau bani și când strâng destul, ne vedem la învață noastră. Chiar nu-mi convine și nu știu ce să zic. Adi iubește prea mult banii și credeam că acceptea planul meu. Dacă vrei să te muți cu el, faci cumva și mă ieși pe mine acolo cu tine. Ești nebun? Cum să te iau? Ce să-i spun? Că am și eu un iubit și vrea să mute la noi? Păi nu o să-i spui așa, că nu ești fraieră, normal. Nu știu, îi spui că sunt fratele tău și n-am unde să stau și vin la voi o perioadă. Dacă ne dăm de gol, ce să facem? Nu o să ne dăm de gol. Nu o să fac nimic aiurea, promit. Mi se pare riscant să iau cu mine Adi la casă, la George. Din momentul ăsta, Lili nu mai este iubita mea. Pentru că m-a înșelat. Dar o să tratez ca pe o afacere. Ok. Cum spui tu. Dar să știi că s-ar trebui să mă ajuți. Ok. Zici ce trebuie să fac. Uite, mâine eu mă întâlnesc cu George. Și tu trebuie să mă ajuți, să mă suni și zici că ești proprietarul. Faci scandal, să zici că gata, că ai aruncat toate hainele la afară. Ok, nu e mare lucru. Dar crezi că te va ajuta asta la ceva? Cu siguranță. Spre dezamăgirea noastră, Lili nu renunță la Adrian, ba mai mult, îl include în planul ei de-a dreptul mârșav, acela de a profita de pe urma bunăvoinței lui George, care nu bănuiește ce caracter îndoielnic se poate ascunde în spatele unui chip angelic. Șezi, iubire, îți place locul ăsta? Da, chiar e foarte frumos aici. Mă bucur mult. Știi că vreau să te aduc numai în locuri frumoase, vreau să fii fericită, să zâmbești, să nu mai văd tristețea asta de pe tine. George, eu oricum zâmbesc când sunt lângă tine și îmi place să fiu cu tine. Adică viața care tu mă oferi, eu nu aș permis-o. Iubire, e plăcerea mea totală să îți ofer tot ce e mai bun. Să te duc în locuri cât mai frumoase. Vreau să te simți bine lângă mine. Vreau să ne simțim bine împreună. Știu, și eu vreau așa. Poate că pare o inepție că suntem de puțin timp împreună, dar o iubesc pe fata asta. Gigău, Popescu. Da? Băi, ia fi atent aici. Deci, m-am săturat de voi. Nu vreau să vă mai văd. Ți-am strâns toate boarfele și ți le-am scos de hol. A schimbat iala. Să nu vă mai prind pe aici, prin bloc. Mi-ați făcut manecajer, bă. Nu manecajer mi-ați făcut cu voi. Domnul Popescu, poftim? Ce se întâmplă? Nu înțeleg. Nu înțelegi. Învață cu românește odată și înțelege. Nu ați plătit chiria. V-am dat afară, da? Asta am făcut. Mi-ai lăsat datorii la întreținere, facturi neplătite. Deci, m-am săturat până peste cap de voi. V-am amânat, v-am înțeles. Gata, afară, să nu vă mai văd, să nu mai audă voi. Am înțeles. Lili, ce s-a întâmplat? Ai văzut? A sunat Popescu și a zis că gata. Cine te-a sunat? Popescu, proprietarul de apartamentul nostru și... Așa. Și a zis că trebuie să ne mutăm. N-aș vrea să o las pe Lili în stradă și nici nu vreau să-i închiriez altceva pentru că o vreau lângă mine. Lili, nu te panica, te rog. Nu plânge, Lili. Dar nici te găsim soluții să rezolvăm. Știi ceva? Lili? Ce? Te muți la mine. Cum aș putea să mă mut la tine, că tu ai copilă? Și ce o să gândește despre mine? Alina chiar are
nevoie de o prezență feminină în viața ei. Chiar își dorește o prezență feminină. Și Alina e o fată foarte bună. Sunt sigur că veți fi prietene. Doamne, George, tu nu poți să mă salvezi din toate necazurile. Lili, e... Te rog, acceptă. Am avut emoții mari, dar totul a mers ca la carte. Pentru Lili sunt în stare să fac foarte multe compromisuri și asta pentru că o iubesc, pentru că nu mă văd fără ea. Situația e mai complicată la mine. Nu locuiesc singură, eu stau cu fratele meu, Adrian, și sta deja câteva ani aici și mă ajută cu muncă, dar acum și el n-are nici job, nici bani și trebuie să găsim o soluție și pentru el. Nu te îngrijora, închiriez un apartament. Nu e nicio problemă. Eu mă gândesc că el nu se poate sta departe de la mine, că trebuie să fie lângă mine, să mă ajută, să fie, că știe fratele meu. Da, înțeleg. Păi și la ce te-ai gândit? Eu mă gândesc că poate că și el vine cu noi și stăm împreună. Ai loc? Lili, e destul loc, nu e niciun fel de problemă. Știi ceva? Da, îi găsim și lui loc. Fac orice ca să te fac pe tine fericit. Nu știu nimic despre fratele ei, dar n-aș putea să spun că mă deranjează că vine și el. Dacă asta e dorința ei... Ce ziceți de asta? În câteva ore o să fiu doamnă la vilă. Îți mulțumesc, George, ești eroul meu. Oh. Lili, dragă, ai o mare putere de convingere, ce să mai spunem. Ți-ai atins scopul, dar felul în care procedezi nu îți face onoare, ci dimpotrivă te descalifică. Nu mai ești tatăl meu pe care îl știu eu, nu te mai recunosc, te-ai schimbat total. M-am combinat cu el, dar... Nu am părăsit pe Adi. O mare prostie faci. Să-ți presim și eu, fratele meu, Adrian. Ai fost la munte doar tu cu ea și de mine ai uitat. Și ce vrei să zic? Că fratele meu, uite, fratele meu nu mă permite să duc cu tine la munți. Adi, trebuie să afli pentru că sunt însărcinată. Și eu sunt fiartă și vreau să te... Sunteți mulțumiți? Ești mulțumită, Lili, pentru ce ai făcut? Cine e tatăl? Tu spui să-l zic lui George adevărul? Normal! Îndrăgostit până peste cap, George a acceptat ca Lili și așa zisul ei frate să se mute la el, fără să mai cântărească puțin această decizie. Astfel că, odată dat acordul mutării, cei doi iubiți puși pe căpătuială se prezintă în fața vilei lui George, mulțumiți că au dat lovitura cea mare. Ce mă bucur că ați venit. Alina, să-ți fac cunoștință. Bun venit. Lili. Alina, îmi pare bine. Îmi pare bine. Îmi place de tine, ești drăguță, ești frumoasă, dar trebuie să-mi promiți ceva. Ce? Promite-mi că o să-l faci fericit pe tata. Sigur că da. Draga mea. Dacă nu e așa, supărăm. Sunt sceptică în ceea ce o privește pe Lili, pentru că este mult mai tânără ca tata, iar astea tinere urmăresc decât un singur lucru, banii. Să-ți prezint și eu, fratele meu, Adrian. Încântat, mă bucur, Adrian. Super, bine ați venit. Bine ați venit. Super, mulțumesc că ne-ați primit. Super, să vă simțiți super bine, să fie tot ok. Ca la voi aveți. Eu zic să nu mai stăm, haideți să vă prezint casa, da? Hai să vă prezentăm casa împreună. Așa, gata. Hai, eu iau înainte, că sunt gazda. E foarte bine aici. Nu duc lipsă de nimic. Chiar nu pot să mă plâng. Trăiesc într-un baz de cât m-am mutat aici. George mă tratează ca pe o prințesă. Da. Din exterior, Lili pare să fie alegerea perfectă, care împreună cu George și Alina formează tabloul unei familii cu mari șanse de a fi fericită. Sunt cel mai fericit și cel mai împlinit bărbat. Am deci o eu. Fiică pe care o iubesc și o iubită. Super dulce și frumoasă. O fică deșteaptă. O fică deșteaptă, așa, inteligentă, la timp acasă. Nu mereu, tată, dar... Și o iubită super.
Hai, tată, lasă ăstea. Hai, zis, uite și noi la film, că de-aia ne-am strâns aici. De-aia ne-am strâns aici? Da. Eu zic că nu ne-am strâns, ne-am adunat. Bine, v-am adunat? George este realmente fericit alături de Lily și Alina, cu atât mai mult cu cât cele două par să se înțeleagă bine și să aibă preocupări comune. Sunt foarte fericită. Mă înțeleg foarte bine cu George, chiar și cu Alina. Se pare că m-am înșelat în privința lui Lily. Este super drăguță și este cea mai bună prietenă acum. Sunt atât de fericit. Lily și Alina se înțeleg foarte bine. Pot spune chiar că sunt prietene. N-am mai văzut-o pe fiica mea atât de fericită de pe vremea de când trăia soția mea. Se vede că simțea nevoia de o prezență feminină. Da, doar că Lily nu este acea prezență feminină de care George și Alina au nevoie. Aparențele de fată bună ascund de fapt o hoață și o mincinoasă, o tânără femeie capabilă să se dedea la cele mai josnice fapte pentru a se îmbogăți și a-și întreține un iubit certat cu munca. Am strâns ceva bani și bijuterii, dar totuși situația asta începe să nu mai îmi convină. Mă simt cumva exclus. Ai grijă unde am pus toltul ăsta să nu o prinde nimeni. Cât de meschin poate fi acest Adrian care se bucură nu doar de niște bani nemunciți, ci mai rău, de niște bani furați. Adi, am o mare curiozitate. Cum de vorbești atât de bine limba română? Păi, sunt de 10 ani în România. Ok. Am muncit aici, stând între români, am învățat să vorbesc foarte bine. Dar na, știi cum e. E foarte greu în ultima perioadă, că nu, cu locurile de muncă, nu mai angajează românii, firma la care am lucrat s-a închis. Și mi-am depus CV-urile, am fost la interviuri, dar ba că sunt prea calificat, ba că nu sunt calificat, știi destul de bine. Da, 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 te termină chestiile astea. Și sincer să fiu în condițiile astea, dacă continui tot așa, o să mă întorc în Rusia sau nu știu. Adică vă las să fiți voi fericiți. Nu te gândi că o să stau pe capul vostru. Nu, stai liniștit că nu stai pe capul nostru. Adică totul... e o situație de moment. Și... am înțeles, am înțeles. Momentan e foarte drăguț așa că suntem toți împreună. Nu? Da. Super fain. Și mie îmi place mult. Este casa mai plină. Sănătate. Adrian este tăcut și timid. Exact ca mine. Iar asta îmi place foarte mult la el. A fost puțin sceptic în privința lui Adrian. Dar e un băiat pâinea lui Dumnezeu. O, Doamne, George, dacă ai ști în ce eroare te afli și cu cine stai la masă, ți-ar pieri zâmbetul de pe față. Dacă George nu mai judecă obiectiv situația pentru că dragostea pentru Lily i-a încețoșat rațiunea, mama lui și bunica Aline este cea care privește lucrurile diferit și abordează contextul creat dintr-o altă perspectivă. Bună, mami! Sărut mâna, mamă! Ce faci, mami? Bine, sărut mâna, ce faci? Singurel? Da, momentan da, sunt singurel. Da? Uite, mă uitam, mă relaxam puțin la televizor. Alina? Unde e? Cine? Alina. Alina, cred că e pe sus. Da? Am auzit ceva, da, da, da. Cum se simte? Cred că e pe sus. E mai bine, e da. Mai bine. Și tu? Eu sunt bine, eu sunt foarte bine. Tu cum ești? Eu mulțumesc. Binișor. De ce mamă binișor? Păi, de ce mamă mică? Uite, mă gândesc la voi. La și care special voi? La tine. Adică? Cum ai putut tu să aduci persoana asta în casă, pe fata asta aici în casă? Știam că nu pot mulțumi pe toată lumea, însă mama a uitat un aspect. Sunt bărbat în toată firea și chiar știu ce am de făcut. Sigur, pipița asta i-a luat mințile lui George și nu mai gândește. Dar dacă nu se trezește repede, o să se dea cu capul de pereți. Tu ai văzut că ai fata cât tine de mare? Ai fată mare, mamă. Mamă, ce te-a prostit în halul ăsta? Măi, mamă, nu m-a Măi, mamă, de când a murit soția ta, tu parcă te-ai tâmpit de tot, mamă. Hai să nu, te rog, mamă. Mamă, hai să nu deschid. Se poate așa hai să ceva. Nu deschidem subiectul mamă, ăsta. Mamă, te rog frumos să te gândești foarte bine ce faci, mamă. Mamă, ce fac? Ce dacă e mai tânără? Cum, mamă, ce dacă e mai tânără? Păi tu îți dai seama, copilul tău e mare. Ce să învețe el de la tine? Păi... cum? Păi dacă tata face așa, face și fata la fel. Mamă, dar nu te gândești că poate fiind mai apropiată ca vârstă, e mai aproape de mintea Alinei, altfel socializează, sunt prietene, sau și prietenii, de fapt. Mamă, gândește-te că mama ei nu mai există. Ai înțeles? Și ea face comparație foarte mare acum. Tu aducând-o pe fata asta și mai tânără ca tine. Și o simplă masiuză, mamă. Ai tu atâta încredere în ea? Tu o aduci în casă și mai vii și cu...
Mai vine și cu fratele ei după ea aici. Mai mamă, cum poți să primești un băiat aici, mamă, în casă, când fata ta e aici în casă? Cum? Hai, pe ea, mă, mai înțeleg că e femeie. Dar să vină și cu fratele ei, dragă? M-am gândit și eu la toate aspectele înainte să iau decizia asta și sunt sigur că nu se poate întâmpla nimic. Ce curaj să ai să aduci un hândrălău în casă să locuiască cu fata ta? De fapt, e o prostie, nu e vorba de curaj. Felul cum abordezi tu situația asta atât de critică, atât de critică că pe primul plan ți-am mai spus, tu ești să fii pe locul doi, copilul să fie pe primul plan. Măi mama, Alina... Măi mama, eu aș vrea să văd eu fata, eu nu mai suport să o văd că suferă, că fata asta suferă când te vede pe tine. Măi mama, Alina e pe locul... Gândește-te că e singură, mamă, nu mai are mamă. Știu. Păi tu ești pentru ea. Tu și eu, atât. Alina întotdeauna a fost pe locul 1, da, pentru mine. Și va rămâne întotdeauna pe locul 1. Dar gândește-te și de la mine. Asta spui tu, mamă, de aia nu simte așa. Și important e ce simte ea, nu ce spui tu, mamă. De unde știi tu? Cum, mamă? Cum? Păi eu nu o văd, mamă, n-am văzut-o. Eu unde sunt? Ochii mei unde sunt? Ai, mă, sufletul meu e numai la voi aici. Mamă, sunt și eu băiat mare, da? Și mă descurc și eu. Nu e niciun fel de problemă cu Lili. Adrian, îți dai seama. Da, e un bărbat în casă, dar nu a făcut niciun fel de problemă. Și trebuie să te gândești că Alina întotdeauna a avut încredere. Întotdeauna am avut o discuție. Dar cum poți să stai tu atât de liniștit când știi că e un bărbat în plus în casă? Și fata ta e mare. Este normal ca mama să-și facă griji, dar în momentul de față se îngrijorează degeaba. O mare prostie faci. Mamă, o mare prostie. Mamă, nu mai bine. Te duci, mă, ta frumos la bucătărie și îmi faci și mie o ciorbiță de aia. Cum faci? Măi, Georgele, mă, cum faci, nu știu, bună? Stai, cum faci, mă, ta bună și alea? Mamă, nu mai am 15 ani. Lasă-mă pe George, mine să-mi gestionez. Lasă. Stil, mamă, hai, o ciorbiță de aia bună. Mă bagi în sperieți. Nu mai am 15 ani și lasă-mă să gestionez. Mă bagi în sperieți. Te pup, mamă. Obiecțiile mamei lui George sunt pertinente. Prezența în casă practică a unor străini trebuie gestionată cu mare atenție, pentru că Alina a trecut deja printr-o dramă pierzându-și mama, deci mai mult ca oricând ea are nevoie de stabilitate, dar în primul rând de atenția tatălui ei. Vreau să mă ajut cu ceva. Orice. Sunt puțin confuză. S-ai făcut iubit? Nu, tată, nu era asta. Sigur? Da, mă, tată, da. Sigur? Nu mă crezi. Deci, tată, okay. Iară ceva. Ascultă-mă. Vreau să-mi dai niște sfaturi. Să știi că sunt foarte importante. Deci... Deja mă sperii. Hai, mă, tati. Deci, fii atent. Hai, te ascult. La școală deja au venit niște liste cu facultățile, unde vrem să mergem. Okay. Și sunt foarte indecisă. De ce, deci, iubita mea? Pentru că, uite, de exemplu, aș vrea la teatru, dar salariile sunt destul de mici. Da. Și m-am gândit și să dau la Academie la Poliție, pentru că sunt și bine văzută, salariile sunt mari. Eu, să știi că te voi susține în alegerea ta, mi-ar plăcea mai mult, îți dai seama, să nu mergi pe teatru. Da, mă, tata, da. Asta e pasiunea mea, ce vrei să fac? Dar îmi place și la poliție. Îmi plac ambele, doar că ambele au avantaje și dezavantaje. Ok. Fetița mea a devenit domnișoară. Mâine, poi mâine, merge la facultate și de acolo, pe drumul ei. Sunt tare mândru de ea. Eu știu ce vreau să fac, dar nu pot alege de una singură fără să mă consult cu tata. Sincer, nu mi-aș dori să te influențez sau să mergi pe ce aș alege eu. Da? Așa. Tu trebuie să... te uiți în sufletul tău. Tu trebuie să alegi cu sufletul tău. Trebuie să alegi. Da, ceva... tată, dar e greu. E greu, dar gândește-te. Mai este foarte puțin. Știu. Trebuie să alegi ceva ce-ți place. Ceva ce pe viitor vei face cu pasiune și vei vedea. În momentul când faci ceva cu plăcere și cu pasiune, automat vei fi mulțumită și cu banii pe care îi vei primi. Mulțumesc. Ești cel mai tare, tătic. Mă bucur că ești tăticul meu. Nu, tu ești cea mai tare fetiță din lume. Da, știu. Și ești fetița mea. Știu. Da? Da, da, da. Ok? Da. Hei, aici erați, dragilor. Bună! Bună! Ce faceți? Ce să facem? Bine, tu ce faci? Uite ce am cumpărat. Hai să-ți arăt. Lili a cam început să mă enerveze, pentru că a pus monopol pe tata. Am să fiu alături de Alina tot timpul. Mai ales că între noi este o relație specială, ținând cont că i-am fost
Și tată și mama. Unde ai fost? La? La mall. Și ai cumpărat? Yes! Păi da. Hai! Tată! Uite, da, aveam un subiect. Mă întorc și vorbim, te rog, da? Hai, ok? Bine, hai, hai, vorbim! Asta se întâmplă de fiecare dată. Ea este mai importantă ca mine, iar asta este foarte dureros. Haide! Hai să te arăt ce-am cumpărat. Te rog, da, e super, mă bucur că ai fost la mall și... Uite bluza asta am cumpărat. Wow. Păi asta o spun pe mine. Super, arată, e super, îmi place mult, e foarte ok. Și asta, uite, da, ce frumos, da, e, nu? Da, e. Dar auzi, nu putem, Lili, am simțit că voiam să vorbesc ceva cu Alina și... Am o surpriză sexy pentru George. Abia aștept să-l încing puțin. Foarte frumos, doar că voiam cu Alina să avem ceva de discutat și... Hai, iubi, te rog! Îți dai seama că îmi place și e frumos și e normal, dar nu putem puțin mai încolo, te rog eu mult, te rog mult. Am o treabă neterminată. Și eu sunt fiartă și vreau să termin acum. Sigur, doar că merg până la baie și mă întorc imediat, ok? Ok. Încerc să nu fiu geloasă pe fiica lui, dar și-a ales prost momentul să meargă la ea. Fata asta m-a nebunit, sunt topit după ea, dar simt că am supărat-o pe fiica mea și nu pot lăsa lucrurile așa. Iubita lui tata, de ce ești supărat? Iubita, ce s-a întâmplat? Te rog, ai început să mă ignori acum, te rog frumos. Nu pot să mă abțin să nu-i spun ce am, iar dacă nu-i spun, nu se va schimba nimic. Hai mă, tată, lasă-mă! Nu mai ești tatăl meu pe care îl știu eu, nu te mai recunosc, te-ai schimbat total. De ce spui asta? Pentru că nu mai oferi atenție, mereu ești cu Lili, mereu Lili în sus, Lili în jos, te cheamă Lili, gata, ești acolo pentru ea. Aveam o discuție importantă, iar tu ai plecat cu ea, ți se pare normal? Nu mai ieșim împreună, nu mai vii la școală să te interesezi de mine, cum sunt, nu mă mai asculți dacă temele sunt bune, nu mai vrei să afli... Ce vrei să-ți mai zic? Te rog mult, iubita, mă înțelege-mă și pe mine, nu te supăra, te rog eu cum mult. Adică să nu mă supăr, tu nu te vezi? Dar tu nu te privești să vezi cum ești, cum te-a schimbat femeia asta? Fica mea are dreptate, dar sincer vă spun, nici nu mi-am dat seama că o neglijez. Eu încă am nevoie de tine, tată. Încă am nevoie de sfaturile tale, să-ți petrec timp cu tine. Spun sincer, o urăsc pe Lili din toată inima mea. Nu spune asta. Ba da, am primit-o cu o căldură, deci am primit-o în casa noastră, i-am deschis ușa așa de frumos și am fost atât de drăguță cu ea, dar o urăsc. Nu spune asta, Alina, ba te da. Rog. Alina... Deci o urăsc, nu vreau să o mai văd niciodată. Pleacă, te rog frumos. Alina. Te rog să pleci. Alina, te rog, nu mă ignora, Alina. Mă descurc singură, tată, nu? Alina, nu e... Alina, nu e bine. Pleacă, te rog. Pa, tată. Bine, te las să te calmezi și vorbim mai Da, puțin. Tată, lasă-mă să mă calmez, papa. Sunt sigură că tata va fi mai atent pe viitor. Și poate și eu mai înțelegătoare. Nu pot lăsa pe Lili să aștepte, mai ales că abia aștept să-i văd noile ținute. Faptul că Alina simte cum Lili intervine în relația cu tatăl ei ar trebui să-l pună pe gânduri pe George, pentru că Lili nu este interesată de binele și confortul emoțional al adolescentei. Ea are, după cum știm, alte scopuri de atins. Ce faci? Ai întârziat. Ce mi-ai adus? Ce cum urmează de data asta? Păi ce să-ți aduc? Nu m-am adus nimic. Pe cum n-ai adus nimic? Din nou n-ai adus nimic. Până acum cum puteai să aduci și acum dintr-o dată nu mai aduci nimic, nu mai faci nimic. Stai cu el toată ziua, eu stau singur de fraier pe aici și... Păi tu nu înțelegi nici că măcar asta nu aduci să facem ceva, că știi scopul pentru care am venit aici. Asta nu e posibil, pentru că ți-am zis că el a avut privirea pe mine și a stat toată noaptea la casă și eu n-am putut... Păi eu mai dă-l încolo, ai stat toată noaptea, dar până acum, eu sunt curios, până acum, cum ai reușit? Și acum nu mai reușești, gata. Mi-e frică și poate dintr-o dată ți-e frică. Și ne prinde și ce să facem? Situația asta nu merge bine deloc. Eu cred că Lili vrea să mă exclude din plan și să rămână cu fraierul de George. Adrian mă presează și simt că mă amenință uneori.
Mă mai deranjează ceva, am văzut că tu ți-ai luat rolul de iubită prea în serios, prea te implici. Nu mai vorbi prostii. Și ai uitat de pentru ce am venit aici. Cum se poate așa ceva? Nu mai vorbi prostii. Hai băi, Lili, pe bune, că am văzut chestia asta. Nu mă spune lucrurile acestea aici, pentru că, că nu se aude, fiecare... că vorbim în cer, nu se aude nimic. Vreau și eu să mergem măcar o oră, uite, o oră sau două, maxim, să petrec și eu timp. Înțelege-mă că sunt și eu bărbat. Taci, pentru că te doresc, te vreau și eu. Puteam să iau multe bijuterii, dar nu pot să fac. Nu mai vreau să fur. Nu e prima dată când Lili spune că nu poate. Aș fi putut să iau eu bijuterii în locul ei. Deci e clar că Lili minte. Uite, mâine vreau să mergem la hotel amândoi. Nu se poate, că știi că Alina e acasă și... Bine, mâine e Alina, poi mâine atunci. Ca să nu pun presiune. Poi mâine mergem la hotel, îți faci tu planurile dinainte și... Păi și poi mâine nu ți-am zis? Ce să-mi zici? Că trebuie să ne ducem cu George la munți. Și nu pot. Să te duci cu... Nu mi-ai spus. Acum, te duci în vacanțe. Te duci, bine mersi, în vacanțe. Cu mine nu vrei să te mai vezi, stau cu buza umflată ca fraierul aici, nici măcar bani, nici aia, nici aia. Și tu te duci în vacanță și îți faci viața. Vezi că mie nu prea mai îmi convin chestiile astea. Și ce vrei să zic? Că fratele meu, uite, fratele meu nu mă permite să duc cu tine la munți. Adică nu se poate așa ceva. Da, măi, Lili, dar te rog, înțelege-mă și pe mine. Eu stau aici ca fraierul cu buza umflată și tu nimic. Nici bani, nici pe tine nu te mai am. În felul ăsta nu mai suport. Am nevoie de un plan B, de un plan al meu. Și știu exact ce să fac. Când mă întorc, îți promit că ne ducem la hotel și îți dau niște bijuterii să pui la colecția noastră. Hm? Bine, aștept. Dar, sincer să fiu, nu prea mai am încredere în tine. Ok. Hai să vedem. Ei, ca să vezi, Adrian se simte neglijat și statutul lui de așa zis frate al lui Lili nu îl mai satisface. Nu mai primește nici intimitate și nici bani de la iubita lui, în care începe să nu mai aibă încredere. Cu toate acestea, el vrea să profite în continuare de rolul pe care îl joacă în fața lui George și a Alinei. Oare ce gânduri necurate îi mai trec prin cap lui Adrian? Bună, pot să intru? Da. Aranjez? Nu. Ce faci? Ok. Uite, probam rochița asta pe care am luat-o cu Lili. Da? Mamă, e superbă. Ia să te văd așa toată. E bună? Foarte frumoasă îți vine. Mă minți. Nu aș avea de ce să te mint. Chiar de când te-am văzut prima oară am văzut că... cât de frumușică ești, cât de frumoasă ești. Nu-mi vine să cred că un bărbat ca el se uită la o fată ca mine. Alina este planul meu B. O să profit, pentru că am observat de multe ori că se uită la mine. Dar pentru cine la rochea asta frumoasă ești? Pentru un bărbat? Un băiat drăguț? Vai, nu, 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 doamne, nici nu am iubit, nici nu am avut, nu. Am luat-o, mă duc la nunta unei prietene și... A, mergi la o nuntă, da. Înțeleg. Și mergi singur așa la nuntă, nu ai un pretendent ceva să... Nu, nu am, ți-am zis că nu am avut iubit și da, o să merg singură. Dacă tata nu mai oferă atenție, trebuie să primești și eu de undeva. Nu e nimic greșit, nu? Dacă Lili vrea să scape de mine, trebuie să am și eu o rezervă, iar Alina este perfectă. Nu crezi că e timpul să întâlnești pe cineva, să-ți faci un iubit, să... Ba, da, este, dar nu știu ce să zic. Nu mă plac băieții. Okay. Doamne, cum să nu te placă băieții? Tu ești superbă, crede-mă. Adică orice bărbat cred că ar face... Mai minți. Vorbesc foarte serios, cred că orice bărbat ar face orice să te cunoască, să fie cu tine. Nu știu. Vorbesc serios? Vorbesc foarte serios. Fata asta e timidă și complexată. Iar dacă îi arăt un pic de iubire, cred că o să scot mulți bani de la ea. Dar nu trebuie să afle nimeni. Știi ce mă gândeam? Dacă tot ai zis că mergi la o nuntă și nu mergi cu nimeni... Nu știu, n-aș vrea acum să îți invadez spațiul, să mă auto-invit, dar nu știu, aș putea să merg cu tine, să nu mergi singură, mă refer așa. Ai vrea să mergi cu mine? Da, cu siguranță. Vrei să mergi cu mine la nuntă? Da, de aia te-am întrebat, adică mi-ar face mare plăcere să merg cu tine la nuntă. Să nu te las singură, să, dacă n-ai și tu un partener și putem să ne mai cunoaștem, să vorbim mai multe în seara respectivă. Da, aș vrea să merg. Chiar vrei? Da. Mă bucur foarte mult, să știi. Nu trebuie să afle tata cu Livie. Da, e perfect, stai niște că nu o să afle, nu o să afle deocamdată nimeni și o să știm doar noi. Deci... Practic când mergem la nuntă și vedem ce o să se întâmple pe mai departe. Deci așa rămâne? Da, o să merg cu tine la nuntă. Este cea mai fericită zi din viața mea, pentru că
Nu am avut un iubit până acum, dar simt că Adrian ar putea fi primul. Ne vedem mai târziu, da? Incredibil! Acest Adrian chiar nu are limite. El profită în cel mai josnic fel de naivitatea și vulnerabilitatea Alinei, pe care foarte ușor o atrage în capcană. Apropiindu-se tot mai mult de Alina, Adrian consideră că își asigură accesul spre banii lui George. Bineînțeles că acest plan B al lui Adrian nu este cunoscut Lilianei, care treptat începe să aibă sentimente pentru George. Mamă, fată, da, te-ai ajuns? Așa da. Ceva... Și mi-a zis că dacă reușesc și permit și permisul meu de conducere... Să nu spui că ți-a mașină. Mă cumpără, da. Vezi, fată, bine că m-ai ascultat și te-ai combinat cu el. Știu, te-am ascultat, dar nu ți-am ascultat în totalitate. Adică, ce vrei să spui cu asta? M-am combinat cu el. Nu am părăsit pe Adi. De ce? De ce mai stai cu el? Eu și Adi am făcut un plan. Ce plan? Să iau toți banii de la George. Eu i-am zis că trebuie să-l lase pe Adi, dar ce să-i fac dacă nu m-a ascultat? Mi-am dat seama mai târziu de greșeală că am făcut-o. Bine că atunci nu iubeam pe George să aleg altfel. Dar Adrian nu este bun pentru tine. El doar își bate joc de tine și atât. De asta mi-am dat și eu seama. Dar târziu ți-ai dat seama. Da. Târziu și datorită lui George. George mi-a arătat ce seamănă iubirea adevărată. N-am putut renunța la Adrian, pentru că îl iubeam mult. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Sunt invidioasă pe rusoaica asta. Ce, abia a venit în România de un an de zile și a pus mâna pe un bărbat ca George care îi oferă totul? Eu mă simt foarte bine cu el. Păi și atunci scapă de Adi, de sărântocul ăla. Păi cum să scap de el? Foarte ușor. Îl lași și îți vezi în continuare de viață cu George. Dacă părăsesc pe Adri, el o să spune tot adevărul lui George și tu știi ce o să fie în următor. George o să mă părăsească. George e un bărbat matur și nu o să o ierte, dar merită să încerce. Adrian nu e nici jumătate ca George și aici nu e vorba despre bani. Nu știu, ar trebui să... Îi explici situația lui George și dacă te iubește, ar trebui să înțeleagă. Îi spui și tu că îl iubești, îi spui, explici situația. Tu spui să-l zic lui George adevărul? Normal. Altfel nu ai cum să scapi din situația respectivă. Aș vrea să dau timpul înapoi. Să aleg cu inimă. Ce noroc să ai să găsești un bărbat așa ca George, să spună totul pe tavă. Chiar sunt foarte invidioasă pe ea. Dacă George te iubește, o să te ierte și o să fiți în continuare împreună. Nu trebuie să-ți fie frică. Explică-i situația. Nu vreau să mai fac rău lui George, că nu merită. Foarte bine. Nu merită deloc. Timpul nu mai poate fi dat înapoi ca Lily să poată proceda corect în privința lui George și Oana își dă seama de acest lucru. Riscul de a se afla adevărul o poate distruge pe tânăra rusoaică, dar pe de altă parte mai pot apărea și alte probleme neluate în calcul de Adrian de data aceasta, care să conducă spre un deznodământ nefericit. Am o îndoială a ceea ce-l privește pe Adrian, așa că am un test pentru el. Sper să-l treacă. Ce faci, iubire? Ce s-a întâmplat? De ce m-ai chemat așa? Și de ce în parc aici? Nu înțeleg. Adi, s-a întâmplat ceva grav. Ce, a aflat George ceva? Lily? Nu a aflat nimic încă. Suntem terminați, nu cred. Adi, trebuie să afle pentru că sunt însărcinată. Cum să fii însărcinată? Cum adică? De unde? De unde știi că ești însărcinată? Cum adică de unde știu că sunt însărcinată? Am făcut un test. Am făcut chiar două, bine, e un test, simptome. Dar poate n-a ieșit bine. Tu ai fost la medic, să vezi. Doamne, nu trebuie să te duci la medic ca să dai seama că sunt însărcinată. Adică sunt simptome de fete, s-au întărit sânii, sunt o grămadă de lucruri care... Păi da, dar totuși nu poți să te iei după un test, că poate nu e bun acel test. Păi nu am făcut unul, am făcut două și simptomele spun, adică chiar ai nevoie de un doctor ca să spună asta. Vai de capul meu în ce încurcătură am intrat. Nu pot să cred că pățesc așa ceva. Reacția lui m-a întristat. E clar că omul ăsta nu mă iubește așa cum o spune. Doar vrea să se folosească de mine. Știi că nu e momentul acum să avem un copil. Tu te gândești ce înseamnă un copil?
Adică... Eu nu pot în momentul ăsta să cresc un copil, pentru că știi foarte bine că sunt un rus adică venit aici în România care nu am un job stabil, nu am absolut nimic. Dar cum să-mi spui asta? Este copilul nostru. Da, știu că este copilul nostru, dar pur și simplu nu e momentul, ascultă-mă acum să adică facem să un copil. Adică să nu fie momentul. Doamne, deci copilul ăsta o să vină, o să-l fac, adică eu te iubesc. Te rog, ascultă-mă, sarcina asta trebuie oprită. Cum adică trebuie oprită? Pentru că oprită? Nu este deci momentul. Deci nu cred că spui așa ceva, cum adică ascultă-mă, să... Ascultă-mă, nu, deci te rog eu frumos, să ascultă-mă. Deci nu refuz să cred că spui așa ceva, cum să opri sarcina? Mergem împreună și rezolvăm chestia asta împreună, da? Deci nu, pentru că nu copilul e ăsta o să rămână și nu renunțăm la niciun copil. Deci copilul ăsta e copilul meu și al tău. O să trebuie vină să și momentul asta. Când o să avem copii noștri, dar nu este momentul. Te rog, înțelege-mă deci... și te rog eu să nu afle nimeni despre chestia asta. O să o rezolvăm împreună, da? Asta a fost un test pentru el și spre dezamăgirea mea nu l-a trecut. Copilul ăsta trebuie să dispară, iar Lily și George nu trebuie să afle de asta niciodată. Gândește că ești foarte tânără și tu. Și ce când, dacă? O să afle, când o să afle tatăl tău, ce o să zică? Când o să afle o să Lily, nu e momentul, crede-mă. Deci tata o să trebuiască să afle și Lily la fel, pentru că sarcina o să observe. Și vreau să facem nunta cât mai repede. Ce nuntă? Deocamdată. Acum, nuntă noastră, adică ce nuntă? Cu ce bani putem să facem noi acea nuntă? Eu deocamdată știu foarte bine că nu muncesc, nu am un job stabil, nu pot și să... Dacă o să strângem împreună și până la urmă o să avem pentru a face nunta, deci... Te rog frumos, nu lua decizii pripite și hai să ne calmăm puțin și să o gândim la rece. Eu am vrut doar banii Alinei și să mă distrez cu ea. În niciun caz nu vreau să iau de nevastă. Poate a fost doar speriat și nu a știut cum să reacționeze. Așa că îi mai las puțin timp înainte să ia o decizie. Mai dăm puțin timp, pentru că eu nu sunt demn în acest moment să-ți cer mâna tatălui tău. Știi foarte bine că nu am ce să-ți ofer. Sunt un terchea-berchea, vorba aia, venit în România și nu am cum să fac chestia asta și cu siguranță nici el nu o să fie de acord. Crede-mă, fă-o pentru mine, pentru că nu mă simt demn să-ți cer mâna în acest moment. Bine, te las să mai dăm puțin timp, te rog eu dar frumos. Dar maxim 2 săptămâni. În maxim 2 săptămâni o să trebuiască să-i spunem, pentru că o să se observe sarcina și o să-și dea seama. O să fie alte simptome și trebuie bine, să... maxim 2 săptămâni și vedem cum facem, bine? Te rog eu mult de tot că nu... Pur și simplu nu sunt pregătit și nu sunt demn în acest moment ca să fac asta și știi foarte bine și tu asta. Înțelege-mă, te rog eu mult de bine, tot. Bine, la maxim 2 săptămâni, da? Bine, mulțumesc mult de tot. Vestea sarcinii Alinei creează o situație extrem de delicată pentru Adrian, care în tot discursul lui ipocrit a spus un singur adevăr, că nu este demn. Din păcate, relația cu Lily l-a îndepărtat pe George de fica lui Alina, care nu are nevoie de o atenție superficială din partea tatălui său, ci de comunicare pentru luarea unor decizii de viață corecte. Concentrat în ultima vreme mai mult pe relația cu Lily, Alina se pare că a alunecat pe o pantă greșită pe care nu știm în ce măsură o va putea gestiona singură. Bună, iubi! Bună! Ce faci? Bine, uite, treabă, stai jos, te rog. Hai să pun o cafeluță. Știi cum îmi place cafeluțele tale. Da. Bună dimineața, Dana. Bună dimineața, ce faci? Bună, Lili. Bună. Uite, bine. La fix te-ai trezit, ia uite. Da, nu pot să mănânc. De ce să nu poți să mănânci? Nu pot, nu mă simt prea bine. Haide-te, tati, pune și mănâncă, nu stăm așa. Tati, te rog frumos, stăm. Deci nu pot să mănânc, deci chiar nu mă simt foarte bine și nu ia, pot. Încearcă puțin, încearcă o guriță. Încearcă o guriță, te rog. Trebuie să atrag și eu într-un fel atenția, pentru că nu prea mă mai bagă nimeni în casa asta în seamă. Trebuie să mergi la doctor. Lili, nu trebuie să merg la doctor, e de la fiere. Nu mi se pare ciudat că fiica mea se simte rău. Am mai avut astfel de episoade după moartea mamei. Ce fals e tata când face pe tăticul grijuliu. Mănâncă, Alina, trebuie să mănânci, Alina. Haide, te rog, tata. Nu, tată, nu pot să mănânc, mulțumesc, nu pot. Alina! Ce are fata asta? Alina, lasă-mă! Deschide, Alina! Lasă-mă în pace! În ultima vreme, Alina s-a simțit foarte ciudat. Nu că m-ar interesa așa prea tare, dar trebuie să joc rolul meu de o maică grijulie. Oricât de grijulie ar vrea să pară Lily, nu iese.
o face doar de dragul tatălui meu. Este falsă. Ce face Alina? E bine? Nu e bine. Vomită în baie. Eu știu că are probleme cu fiera asta, dar... Lili, nu e ok. Nu știu ce să mai zic. Și eu mă gândesc despre asta când o văd că deja e prea mult că se vomită în baie și asta e foarte ciudat. Uf, ceva nu e bine, trebuie să facem ceva. Nu poți să o las așa, să vomită atât de des și nu e în regulă. Păi eu am zis că trebuie să duce la doctor și am zis hai să mergem împreună. Așa. Și nici vrea să mă ascultă deloc. Lasă că o să vorbesc și eu cu ea neapărat. Mi se pare cam ciudat. O fetiță de 18 ani care se simte așa nu e un semn bun. Mă bucur foarte mult că pe Lili o interesează starea de sănătate a Alinei. Asta îmi demonstrează că mă iubește. Cred că cel mai bine am să merg eu să îi cumpăr niște medicamente și cu siguranță îi vor face bine. Da? Hai iubi. De când Adrian și Lili au intrat în casa lui George, s-au întâmplat multe lucruri nedorite, deplorabile de-a dreptul. Răul creat de Adrian și Lili s-a perpetuat și s-a amplificat pe la spatele lui George ca să culmineze cu sarcina Alinei. În pofida acestor probleme, ne surprinde să observăm că George se simte foarte bine și pare să trăiască cu impresia că familia lui este una împlinită, când de fapt nu este deloc așa. Ce fac fetele mele? Am venit acasă! Ce bine că ai venit, iubitule! Ce faci? Bine! Mamă, mă simt atât de obosit, atât de... Uite, vreau să-ți spun ceva foarte serios. Serios? Ce s-a întâmplat? Dar nu te gândești prea mult. Hai să nu vorbim. Mă speria! Nu. Dar trebuie să-ți spun așa ceva, că e foarte important. Lili, mă îngrijorezi. Nu e vorba despre mine, e vorba despre Alina. Ce s-a întâmplat cu Alina? Păi, mă gândesc că ea e însărcinată. Alina însărcinată? N-are cum. Lili, nu scoateți ideea asta din cap. N-are cum, nu. George, iubi, uite, eu știu foarte bine că poate că a ascuns și nu știm. Și acum trebuie să facem control. Trebuie să aflăm despre asta, neapărat. Lili, nu are niciun iubit. Nu are cum. Nu are cum, Alina. Nu. Eu zic să mergem la control și în cazul care eu am dreptate, o să aflăm ce să facem. Lili, mai da peste cap. Bună seara, domnișorică! Bună, tată! Ce faci? Bine, voi ce faceți? Uite, bine și noi. Voiam, de fapt, să vorbim cu tine ceva. Ce anume vreți să vorbiți cu mine? Alina, uite-te, Alina, uite-te în ochii mei. Zi, tata. Alina, am aflat că ești însărcinată. Dar ce dovadă ai tu de mă iei tu așa pe mine la siguranță? Ce dovadă ai tu că sunt eu însărcinată? Alina, în primul rând tonul, te rog frumos. Deci, tată, te rog frumos, de unde ai venit cu balivernele astea? Nu sunt baliverne și, în primul rând, e o chestie extrem de serioasă. Haide, Lili, spune-mi de unde știe tata chestiile astea, că sigur le știe de la tine. Păi, nu înțelegi că suntem femeie și am văzut din starea ta că ceva e ciudat. Ai primit și pastile și nici a trecut. Băi, Lili, de unde vii cu asta? Alina, te rog frumos, Lili, nu băi, Lili. Tata, te rog frumos, fă tu ca asta, de când ești cu ea, îți bagă numai prostii în cap, acum aud că sunt însărcinată. Hai mă, tată! Nu e fă tu că e Lili și te rog frumos să nu o mai jignești. Da, tată, normal, cum să o jignesc pe Lilia ta? Ești însărcinată sau nu? Nu sunt însărcinată, tată. Ce nu înțelegi? Vrei să-ți desenezi ca să pricepi? Alina, tu ești însărcinată și nu știi cine-i tatăl. Cum adică să nu știu cine-i tatăl? Cum adică... Cum poți să-mi zici asta? Cum îmi progeni halul ăsta? Băi, tată! Nu ești însărcinată. Da. E totul în regulă. Da, tată. Bine, hai, ne îmbrăcăm și hai la doctor să facem control. Hai. Cum adică? Hai la control acum. Acum mergem la control. Da, măi, vrei să știi adevărul? Da, sunt însărcinată. Da, care e problema, tată? Poftim?
Ți se pare că nu sunt majoră? Sunteți mulțumiți? Ești mulțumită, Lili, pentru ce ai făcut? Ești foarte mulțumită, e doar, nu? Pentru tine, eu mă gândesc, da, e doar, doar pentru, pentru tine. Și crezi că dacă era pentru mine, nu vedeam singură să-i spun lui tata? Alina, de ce nu mi-ai spus? Pentru că nu am prins momentul să spun, pentru că nu a fost momentul potrivit să spun. Cum adică nu a fost momentul potrivit să-mi spui așa ceva? Cine e tatăl? Contează? Foarte mult, normal. Vai, dintr-o dată te interesează ce fac eu. Alina, cine e tatăl? Contează tatăl? De ce mi-ai ascuns? Contează foarte mult. Nu vreau să-ți spun. De ce nu vrei să-mi spui? Pentru că nu vreau să-ți spun, e treaba mea, sunt majoră. Poți să-mi port singură de grijă, cum ai zis tu. Asta am făcut, mi-am purtat singură de grijă. Dintr-o dată acum ești curios ce fac, cum fac, cu cine fac. Mă faci de râs aici, în fața lui Lili. Te fac de râs în fața lui Lili. Te rog frumos, lasă-o pe Lili în pace. Cine este tatăl? De iar ce mi-a spus? Vrei să știi cine e tatăl? Da, vreau să știu cine e tatăl. Ești curios cine e tatăl? Normal că sunt curios. Adrian e tatăl. Cine? Da, Adrian. Știm? Adrianul meu? Da, Adrianul tău. Ce sunteți așa uimiți? Bună seara, Adrian. Bună seara. Da. Dar ce se întâmplă aici? Da, te rog, intră. Ce se întâmplă? Lili cu tata au aflat adevărul. Ai venit la țang. A fost o greșeală, George, îmi pare rău. Cum să zici, măi, că a fost o greșeală? Cum să zici că a fost o greșeală? A fost o greșeală. Tot a fost o greșeală cu mine? Acum spui că a fost o greșeală? Cum îți permiți așa ceva? Ai profitat de mine, n-ai fost în stare, nu ești în stare nici măcar să recunoști în fața lui tata. Cum adică? Ai profitat de ea? Da, mă, dar ce credeai, că o să te las pe tine să-ți faci planul cu el și să... Ce plan, măi, băiatule? Planul cu el și o să rămân pe din afară, așa ca fraierul. Ce plan? Planul nostru. Să-ți adică spune planul sinceră, nostru? Sinceră și loială. Iubita mea? Uite, iubii, a fost o greșeală. Trebuie să-ți zic ceva foarte important. Ce trebuie să-mi zici? Adevărul. Lili se vede nevoită să-i spună adevărul lui George, de care ea susține că s-a îndrăgostit sincer. Doar că minciunile și răul pe care l-a provocat împreună cu Adrian, nu știm încă în ce măsură vor putea fi iertate de George. Dacă va putea convinge Lili că este sinceră în privința sentimentelor pe care le are pentru George și dacă va putea dovedi că este capabilă să devină o femeie sinceră și verticală, rămâne de văzut. Eu nu pot să înțeleg! Cum ai lăsat pe fata asta gravid? Eu nu pot să înțeleg cum s-a întâmplat așa ceva. Nu! Vai, ce surprins apare. Nu se întâmplă așa ceva. Lili, Lili, ce faci? Încetează, te rog eu frumos, cu chestiile astea acum. Ce este cu tine? Absolut normal ceea ce face Lili, nu e așa? Păi nu mi se pare deloc normal ceea ce face în acest moment. Nu vai, înțeleg de unde reacțiile astea. Hai să nu discutăm despre ceea ce este normal și despre ceea ce nu ar trebui să fie normal. Chiar așa? Dar ce ar trebui să fie normal? Că nu înțeleg ce se întâmplă. Și tu nu înțeleg de ce ai reacțiile astea acum, așa. Știi foarte bine. Zici că nu înțelegi ce s-a întâmplat. Și a rămas toată situația așa. Doamna Elena, nu știu dacă fiul dumneavoastră a apucat să vă spună, dar se pare că o să fiți străbunică. Poftim? Nepoata dumneavoastră a rămas însărcinată. Doamne ferește, cum adică să fiu străbunică? Nu știu, întrebați pe fiul dumneavoastră. George, ce înseamnă asta? Mamă, e... Ce, George? Zi ce? Acum, uite, zi și tu acum, Alina, ce să-i zic lui mama? Ce să-i zic, ce să-i zic lui mama? Te rog foarte mult. Ce să-i spui? Mamă, Alina e însărcinată. Poftim? Spuneți-i, vă rog, și cu cine? Cu ce ocazie și cu cine? Cum? Cu cine? Zi-mi și mie. Cu Adi. Poftim? Hai, mă, bunii, te rog, nu reacționa. Cum adică să fii cu Adi însărcinată? Ce vorbă e asta? Nu reacționa și tu. Dar nu concep. Ce e asta, George? George, am venit eu la tine și am discutat cu tine și ți-am spus să ai grijă. Ți-am spus sau nu ți-am spus? El a uitat să aibă grijă de restul din jurul lui. Păi eu am venit și am discutat. Alina, te rog frumos, Alina, nu cred că ești în situația, fiind însărcinată, să-mi faci observație mie. Ba da, tata. Ba da, ba da. Alina, dar cum s-a ajuns în punctul acesta? Pentru că nu... Tot ce se întâmpla în casa asta trebuia să vii să vorbești cu mine. Mie îmi spuneai. Nu am putut, mă, bunii. De ce? Alina, dar de ce n-ai putut? Eu nu te înțeleg. De ce? Și îmi spuneai tot. De ce n-ai ce făcut? Ce s-a întâmplat? Gura pe mine amândoi. De ce faceți asta? Mai ales tu, cum îți permiți? Mai ales că fica dumneavoastră nu a rămas... Ce a făcut? Zici că a făcut o crimă. Zici ce a făcut? Tu ai tupeu să vorbești? Nu am tupeu, am tupeu să vorbesc. Stați să ne înțelegem. Ce îmi place mie de Adrian. Până la urmă sunt tatăl copilului. Adrian vorbește despre o crimă. Da? Ce ți-a cerut el să faci în momentul în care i-ai dat vestea bombă?
Să rezolv problema. Da, pentru că nu eram pregătit pentru a avea un copil. Și tu ce, cum ai procedat, Alina, mamă? Ia spune. Nu sunt, dar dacă... Când tu l-ai auzit spunând așa, tu cum ai procedat? Ce ai simțit tu în momentele alea? Am simțit că pic jos din picioare. Că pic jos. Da. Da. Da, pentru da, că este o copilă și de aia n-am vrut să... Păi tocmai ai o copilă da, și tu ai o diferență de vârstă. Cum ți-ai permis să... Păi, cum ți-ai permis? Dar este majoră, ea când poate să vorbească singură pentru ea. Deci Alina, te rog frumos. Alina, și vorbești de diferență de vârstă și nu te uiți la tine și la ea. Aici unde diferență păi, da, de vârstă? Te rog foarte mult te rog foarte mult să ai limită când vorbești. Păi am limită. Pentru că ai venit în casa unor oameni care te-au primit și a avut grijă de tine ca să ai unde dormi. Tu ai realizat câți bani ai băgat în femeia asta? Ai văzut ce se întâmplă în jurul tău? Alina, bine ce vrei să Alina. Și ok, banii și iubirea, parcă nu se croșetează așa chiar frumos. Chiar absolut adică, deloc, dar a avut Lili nevoie de bani și tata a fost doar acolo Lili? Ca să o sponsorizeze. Sau poate și fratele ei a avut nevoie de bani. Sau poate și fratele ei. Și cine l-a alimentat? Da, eu i-am dat bani lui Adrian. Ca să vezi ce coincidență, da? Doi frați însetați după bani. Ce le lipsea lor, practic, în această casă? Pentru că tatăl tău le-a pus totul la dispoziție. Domnul Ernest și Alina, Lili nu mi-a cerut niciodată niciun ban. Nu, n-a venit să-mi păi ceară normal niciun ban. Că nu ți-a cerut. Da, tot ce a fost, a fost foarte dat... subtilă și ți-a cerut în foarte alt mod. Nu mi-a cerut, eu i-am nu, dat ta... tot... Da. Alina, mi-a dat crede-mă. Din dragoste cum mi-a dat și ea, nu din dragoste mi-a dat. Că îți plăcea de mine, că da, mă iubeai, nu? Cum ziceai. Da, cum să nu? Băi, tată, tu ai văzut ce se întâmplă în jurul tău așa puțin. Ce vrei să insinuezi, Alina? Cum adică ce vreau să insinuez? Cum adică ce se întâmplă în jurul meu? Am văzut ce se întâmplă în jurul meu și am aflat niște lucruri într-adevăr de care nu știam că se întâmplă. Ca de exemplu să rămâi însărcinată. Dar poate nu sunt însărcinată. Ce? Cum adică poate nu ești însărcinată? Ce înseamnă asta? Stai că... cum adică poate nu ești însărcinată? Ce surpriză pare. Nu e așa? Pe cum adică stai puțin? Vrei să-mi ceva lui tata? Alina! Ce? Alina, vrei să ne omori aici, mama? Nu mă buni, lasă-mă puțin să vorbesc cu tata, că... Alina, vrei să te scape acum, să Alina. Te scoți? Ce-ar fi să mai fierbi un pic pe Lili? Păi, cred că deja fierbe foarte mult. Nu, mai ales nu. Când o să-și dea ai remarcat și a remarcat și bunica ta gelozia. Tatăl tău n-a remarcat-o, pentru că pentru el este îndrăgostit orb. Gurlea. Ce ai văzut despre... cumva anumite lucruri mai ciudate care să se fi întâmplat în această casă? Între da. Doi frați? Ți-am zis eu, George, mamă, că ți-a luat mințile. Cum ar fi Lili, un frate și așa o soră acolo jos, la scară, pe tereasă? Sună cunoscut? Ia uzi. Alina, tu ce faci acum? Cauți să te scapi de problema? Să te dai divaghezi de la creștie însărcinată? George, dai din gura! Stai calm, mai vezi de pie. Stai puțin, ce... Am stat de vorbă atunci la terasă, cum stau doi oameni da, normali. Da, a stat de vorbă. Uite ce tu pe lasă pe sora ta să recunoască puțin așa ceva, dacă vrea să-i spună tatălui meu ceva. Așa curioasă ești? Păi nu, tu ai fost curioasă. Că de la geamul ai uitat tot. Că de la geamul ai uitat tot situația ce s-a întâmplat, da? Am văzut din întâmplare. Oamenii se mai uită din întâmplare pe geam. Tată, ești puțin cam orb de iubire. O iubești prea mult pe Lili ca să vezi unele lucruri din jurul tău. Adică ce să înțeleg? Că și tu ai avut un plan? Da, am avut un mic plan. Cum? Ca să... Cum? Și tată. Tu plan? M-ați omorât cu planurile astea, m-ați terminat. Pentru că tu pe mine nu m-ai fi crezut niciodată dacă eu ți-aș fi spus ceva legat de Lili sau ceva legat de fratele ei. De ce zici așa? Ai hotărât să fii spion, să fii spionul tatălui tău. Nu, stai liniștit că nu. Voi doi sunteți pe o mână și de fapt voi ați încercat. Adică tu vorbești, cu Lili că nu sunteți pe o mână, dar voi ce ați făcut în casa cred asta? Că voi ați încercat să ne... Noi am încercat să vă aducem în casa asta, să vă dăm bani. Nu, noi am încercat sunteți să vă aducem. Și voi. Văd că și tu acum o dai că tu te dai în dragostită, că din dragoste... Măi, băiatule! Erai fata aia timidă! Măi, băiatule, ce tu pe o ai în casă să vorbești așa ceva? Cu ce scop ai venit tu în casa asta? Bună cu ce scop ai venit tu aici? Ce interes ai avut să fii cu ea? Spune-mi și mie. Că mi-a plăcut de ea. Că ți-a plăcut de ea, nu? Și când ți-a spus că a rămas gravidă? Dar care-i treaba noastră, doamnă? Cu care-i treaba mea? Mă, dar nu-ți e rușine să spui de care-i treaba mea? E nepoata mea, e băiatul meu, stai în casa noastră aici. Nu unele chestii pentru că în casa noastră. Haideți să ne liniștim puțin. Stai în casa noastră. Haideți să ne liniștim puțin. Când ți-am spus o mai fier puțin pe Lili, până la urmă, tu ți-ai asumat o faptă. Ca să ce? Ca să-i deschizi ochii tatălui tău? Pentru că, da, adevărul este că ai fost cu Adrian. Da, am fost cu Adrian. Că da. E, că nu e însărcinată.
Lili, tu ar trebui să știi asta, da? Spune Adrian a fost cu Alina. Nu Lili ți-a băgat în cap faptul că sunt însărcinată? Nu se leagă nimic în creierașul tău. Hai numai da, așa spune odată dacă ai de spus că atât o dai și tu spion. Și care-i treaba ta, Adrian? Care-i treaba ta? Dar spune, poți să te apuci să spui dacă tot vrei ce să... Spun? Pe păi, ce să spun? Adevărul. Alina, eu nu mai înțeleg nimic. Tată, nu sunt însărcinată. Vrei să înțelegi asta? Ai încredere în mine sau nu? Asta nu e întrebarea. Nu, după câte s-au întâmplat cele, nu mai am încredere în tine. Tată. Vă dați seama cât de dureros este pentru fiica dumneavoastră să audă aceste cuvinte? Având în vedere că o cunoașteți pe Lili practic de cât timp? Domnul Ernest, având în vedere ce s-a întâmplat în ultima vreme și ce discutăm acum, cred că am și eu dreptul să nu mai am încredere. Băi, tată, tu știi că am probleme cu fierea. Deci, spun atâta. Aveam în camera mea mâncare foarte grasă pe care o mâncam pe ascuns ca să vomit. Cum ai putut să faci așa ceva, Alina? Cum ai putut să faci am așa ceva? Am vrut să fac asta ca să deschid ochii în unele situații din casa noastră, cu ceea ce se întâmplă aici. Și tu era... nici măcar nu mă crezi, nici măcar în momentul de față, tată. Și în loc să faci asta, nu mai bine veneai la mine și îmi spuneai? Ce să spună, George, mai că te erai îndrăgostit? Nu v-a spus și mama dumneavoastră? Ce să spun? Nu ți-am spus și eu? N-am venit și ți-am spus și ai zis, nu, mamă, că nu faci așa, că nu e așa. Măi, am zis, mă, hai, ea e femeie, dar băiatul ăla, ce caută bărbatul ăla aici? Că ai fată mare în casă. Nu ți-am spus lucrurile astea? Ai zis că nu, mamă, nu. Măi, bun, el nu mă crede nici măcar în momentul de față. Noroc că ai avut o fată deșteaptă și ai o fată deșteaptă. Tată, mă crezi? Alina, ești sau băi, nu ești însărcinată? Nu te cred. Măi, tată, dacă mine n-ai încredere, în ăsta ai încredere. Zi, tată. Am impresia că scrie pe el 99,9% sigur, nu-i așa? Da, așa scrie pe el. Zi, tată, ai încredere dacă îți demonstrez cu acel test că nu sunt? Cum se adeverește vorba aceea în vremuri disperate, măsuri disperate, nu-i așa? Normal că nu crezi, dă-l încoace, îți demonstrez imediat! Alina! Chiar face asta fiica dumneavoastră? Wow! Și tu ar trebui să răsufli ușurat, nu-i așa? Adică sincer, glonțul a trecut pe lângă ureche, da? Eu sunt nu uimit. Ești tată. Sunt uimit de ceea ce a putut să facă această fată. Asta până e la culmea! Urmă. Deci asta e culmea! Tu ești uimit. Voi care ați venit în casa asta cu un scop. Eu și. Să-l faceți pe omul ăsta de bani. Tu auzi, ești George, uimit. Lili, pe bune. Lili, ce a zis domnul Ernest? Ești Lili. Uimit că o puștoaică de nici 19 ani v-a făcut la modul ăsta. Pe toți. Lili, este adevărat. De ce cop mintea? De ce strategiile ea și îmi spunea că mamă ce îndrăgostită ești, știi că vreau de ce? Familie. Pentru că îi pasă. Pentru că îi pasă de tatăl ei. Pentru că și-a dat seama în ce pericol este tatăl. Ți-a luat mințile, mamă. Dar haideți să-ți mai spun ceva. Aia ți-a făcut. Haideți să-ți mai spun ceva legat de iubita ta, surioară. Da? Bănuielile tale se cam adeveresc. În legătură cu ce? Că nu înțeleg ce... Ai curajul să o întrebi? Despre ce vorbește? Dacă ți-ar fi tras clapa pe românește, așa cum tu ai intuit... Ce clapă? Ce? Despre ce e vorba? Te rog frumos să-mi spui acum, explică-mă acum, că nebunesc, nu mai pot. Tu cam urma să rămâi pe din afară, Adrian. Pe din afară cu ce? Fata și-a dat seama că ești pur și simplu un bagaj. O frână de mână, da? Adică, în drumul ei spre fericire. Când și-a dat seama cât de ușor poate fi de manipulat George, s-a gândit... De ce să împartă ea niște firimituri cu tine când poate poftim, avea tată, poftim, tată, poftim. Ia, uite-te. Și dacă vrei poți să mă duci și la ecograf și la medic dacă ai bani de cheltuit. Eu că poate cred, ai, că iubia ai avut. Eu nu cred că tu ai făcut asta, deci e... Ba da, ca să... Ia că sunt curios și eu. Ai, ești curios și m-ai tu. M-ai făcut și pe mine, m-ai mințit. E proate, ești foarte curios de ceea ce arată-i se întâmplă. Arată-i, George, mămică, ca să fie sigur, să fie liniștit. Ce zice, să ducă liniștit iubita acasă. Ta, Lili? Da. Stai liniștit acum. Ai avut încredere în niște persoane pe care Lili. Le-ai cunoscut? Zi, tată, zi. Cum ai putut să faci asta? Și nu ai avut încredere în mine. Uite ce ai avut încredere. Hai, lăsați-ne cu sarcina ta, că nu ești... Eu vreau să vă explic ce, despre ce vorbește Ernest cu chestiile cu clapa și cu alea. Te rog, zi-mă acum. Ce curios ești. Uite ce s-a întâmplat. Ce să se întâmple, zi?
Tot mi-o dai, s-a întâmplat, s-a nu știu ce, oricum bănuiam, aveam o bănuială. Ce fel de bărbat ești tu? Ce fel de bărbat ești tu să știi că iubita ta este cu un alt bărbat? Cum? Iubita lui? Cum poți să vii să te muți în casa acelui bărbat și să stai liniștit, auzi patul ăla cum scârție? Felicitări, Tom. Lili! Doamne ferești! Ce a zis domnul Ernest? Cum adică iubita lui? Doamne! Da, mă, iubita mea, și? Acum nu adică mă zis să te sfrați? Lili, nu sunteți frați? Haide, spune adevărul acum, hai, hai că te-ai dat cărțile pe față. Dar poți să-i spui tu adevărul. O să, o să vă spună, Lili, niciodată adevărul, da? Pentru că Lili a prins gustul vieții celei bune, nu-i așa? Până la urmă, George, tu te-ai comportat ca un adevărat gentleman, i-ai pus lumea la picioare, da? E oarecum de înțeles. Și și-a bătut George de fapt. Dar știi care treaba? Tu urma să rămâi pe din afară. Și știi care era planul lor, George? Niște bijuterii, niște bani. Până la urmă, fica ta ți-a pus o întrebare, dar câți bani ai pompat tu în Lili? Zicată. Noroc că am fost eu inteligent și mi-am pus deoparte acolo, că pe baza ta eram halul pe drumul eram. Doamne, halul ăsta ai făcut Lili? Vai de cap. N-am crezut niciodată așa ceva. Nu, nu. Vezi, deci am zis bine că sunt niște infractori. Dar știi... Vezi, bunii, în mine nu a avut încredere. Da. Da. Dar știți ce s-a întâmplat? Niște infractori ai primit Lili în casă, mamă. Lili s-a gândit că poate avea genul ăsta de viață la lung. Haideți să vă spun eu adevărul despre cei doi, da? Lui Adrian nu-i place munca. Munca este pentru proști, munca este pentru fraieri. Adevărul nu-i așa, este... Lili? Lili? Nu-i așa, Lili? Lili, nu mai spui nimica de 5 minute, zine și nouă ceva, că nebunim! Ce să mai spună? Realizează că gata, s-a tăiat craca, s-a tăiat copacul, s-a dus toată pajiștea. Lasă-mă, bre, în pace, marș de aici, lasă-mă. Vezi unde s-a ajuns? Alina. Mă, tu înțelegi? Măi, băiatule. George, iartă-mă, te rog. Cum, îți convine să te duci la măta în Rusia cu buzunarele goale și cu mintea goală, că n-ai nimic în ea, oricum. Te-ar fi jupuit așa de tot. Stai, ce faci? Unde crezi că pleci așa? Ce faci? Ai amuțit aici? Păi eu mă duc ca femeie acolo și mă lup cu ăla acolo, ăla a fugit, a cotrobuit pe acolo, a ieșit afară, ai sunat la poliție, cum ți-am zis? George, dacă sincer, îmi pare rău. Îți pare rău? Ce îți pare rău, mă? Ce plângi acum? Ce faci aici? Ia uite la ea. Ce să fac? Pe ar cum trebui, ce să faci? Ar trebui că să apreciez... Termină că ești o să nu mai zic acum, vai și amar. Ar trebui să apreciez acest moment de sinceritate, pentru că Dumnezeu, atunci când ai un moment de sinceritate, poate vine și al doilea moment de sinceritate. Poți să-i spui, te rog frumos, iubitului tău, care se bazează pe acele bijuterii și acei bani, ce s-a întâmplat de fapt cu ele? Ce s-a întâmplat? Uite, George, și tu, Adrian, eu câteva luni am stat aici cu George și... Ok, am văzut și eu că ai stat zi odată ce s-a întâmplat cu bijuteriile, stai, că aia mă interesează. Stai, ascultă-mă! Când e vorba de bijuterii, sari în sus. Eu am întors toți bijuterii că am luat. Ce ați făcut? Ați luat bijuterii? Ce ai făcut? Poți... Măi, George, tu ai fost mor, dacă nu o crezi, dacă nu o crezi, verifică. Băi, eu nu pot să cred că ești atât de să nu zic acum. Băi, cum să faci asta? Pe taci un pic, lasă-mă în pace. Băi, unde te duci în geasă? Hai, fără-mă, poliția. Băi, fii în pace. Ce să vin? Ce? Băi, tată, vei lăsa din cauza ta? Lili, te rog frumos să ieși din casa asta. Lili, îți faci bagajul și pleci în momentul ăsta. Nu mai vreau să te văd. Cum ai putut să faci așa ceva? Cum ai putut să-mi faci așa ceva? Băi, cum ați putut să ne faceți asta? Am întors totul. Eu n-am putut să fac așa ceva pentru tine. Nu există. Te rog frumos, afară. Eu nu m-am permis să fac așa ceva. Te rog frumos să ieși din casa asta. Uitați-vă puțin la ironia sorții. Acum că fata s-a îndrăgostit sincer de dumneavoastră, v-ați lecuit dumneavoastră. Wow! Lasă-mă, bre, în pace, de aici, lasă-mă. Pleacă că-i casa copilului meu, chem poliția. Bre, mă, lasă-mi pace, că nu... Mă, chem poliția, pleacă că chem poliția. Mă, tu înțelegi? Măi, băiatule, măi, omule... Bre, lasă-mă în pace odată, du-te de aici și lasă-mă, nu mă fă să-ți zic altele, lasă-mă în pace. Mă, înțelegi, omule, pleacă că chem poliția, măi, dacă ți-am spus că chem poliția, chem poliția. Doamne... Du-te și sună pe cine vrei. Mama, m-a distrus asta, m-a distrus. Deci o nenorocesc, nu mai pot. George, iartă-mă, te rog.
Nu. Iartă-mă, îmi pare rău. Dar nu-ți mai cere atâta scuze, Lili. Lasă-l în pace pe tata. Vrei să-i sucești chiar dințile? Nu vreau. Lili, nu vreau să te mai văd nici pe tine, nu vreau să-l mai văd nici pe fractul, nici pe iubitul tău. Ieși afară din casă în acest moment. Tato. Vezi unde s-a ajuns? Alina. Te-ar fi jupuit așa de tot. Măcar ai deschis ochii la final. Îmi pare rău, Alina. Nu crezi că e cam târziu să-ți pară rău? Niciodată nu este prea târziu. Zi, tată. Acum înțeleg, acum îmi dau seama. Tată, am făcut asta pentru tine, pentru că te iubesc. Și vreau să înțelegi, tată, că eu nu am o problemă ca tu să ai pe cineva aproape de tine, să fie lângă tine, dar ea nu era persoana potrivită. Stai, ce faci? Unde crezi că pleci așa? Mă duc! Păi cum ai putut să faci așa ceva? Ce-i cu tine, femeie? Uite-te ce ai făcut, ai distrus tot. Din cauza la prostia ta, că ești vai și amar de tine, nu ești în stare de nimic. Băi, nu ești în stare de nimic, înțelegi? Că dacă nu eram eu, erai vai și amar de capul tău, că n-ai minte, n-ai avut minte în viața ta și acum o să te duci înapoi la măta în Rusia, acolo, că... Ce zici? Bă, tu crezi că dacă ești frumoasă... Ce zici? Tu crezi că dacă ești frumoasă, crezi că ești și deșteaptă și te vede lumea nu știu cum? N-ai nimic în capul ăla. Măi, George, ce faci? Ai amuțit aici? Păi eu mă duc ca femeie acolo și mă lup cu ăla acolo, ăla a fugit, a cotrobăit pe acolo, a ieșit afară, ai sunat la poliție, cum ți-am zis? Ai sunat, bă, ce-ai rămas, mă, așa încremenit? Băi, n-ai nimic în capul ăla, dar măcar de ce mi-ai făcut mie chestia asta, să-mi iei aurul meu? De ce? Ți-a trezit conștiința că ești tu nu știu ce, acum îți convine să te duci la măta în Rusia, cu buzunarele goale și cu mintea goală, că n-ai nimic în ea oricum. Ești doar frumoasă și atât. Nu spui așa. Păcat de tine, păcat de tine. Du-te de aici și lasă-mă că ești. Hai, du-te, dă-i drum. Da. Du-te la măta acolo, că n-am ce să mai vorbesc cu tine. Du-te și dă telefon la poliție imediat. Gata, bunii. Poate a luat ceva după sus. Nu mai contează ce a luat. Cum mai contează, Alina? Nu mai contează, bunii. Tată, te rog să mă ierți. Știu că ți-am greșit și eu. Dar tu mă ierți pe mine? Da, tată, te iert. Tată, te rog să ai mai multă încredere în mine și să fim ca înainte. Te rog. Îți promit. Incredibil cât de mult s-a îndrăgostit George de Lili. Frumoasa rusoaică l-a deconectat de toți cei din jur și a reușit să-i câștige și încrederea, nu doar dragostea. Ca vrăjit, George s-a îndepărtat de fiica lui, atitudine prin care a rănit-o mult. Dar asta nu a împiedicat-o pe aceasta să-și dea seama cât de șireată este Liliana și presupusul ei frate Adrian. Astfel, a pus la cale un plan prin care să îl readucă la realitate pe tatăl ei. Din fericire, a reușit. Abia după ce a aflat adevărul despre intrușii din casa lui și planul lor mărșav, George a realizat cât de nedrept a fost față de fiica sa și cât de înțelepte au fost sfaturile mamei lui. Vrei femeie frumoasă lângă tine? Atunci dăm bani. Trebuie să mă duc la muncă. Bine, te rog eu frumos, hai. Gata. Hai să le probești și pastea. Eu le fac fericite, dar și ele mă fac pe mine fericit. 3 milioane, da? 300 de lei. Să-mi dai și mie. Uite-te și tu ce pedicură am, că am dat și cu apă să vii să ștergi. Ce călcâie am. Cât vrei? Cât vrei? Cât știi, ce știi să faci de bani ăștia? Ce fac fetele mele? Un instructor cât câștigă de fitness? 3000 de lei, cât poate să câștige? Alea nu sunt puștoaice, mă. Păi nu sunt, mă, puștoaice, sunt mierfuri. Asta e firma care nu merge? Uite, mă abțin să-mi dau cu ligheanul ăsta în cap. Pierdere de timp și de nervi? Pă bune? Daniel, tu mă înșeli pe mine? Și fix cu doamna aceasta care e de vârstă cu maică ta? Ai zis că să fac orice.